Educația femeilor la război este unul din proiectele Asociației Bunicuțele, pentru care de la provincie le-a fost alocată suma de 30.000 de dinari. Din această sumă au cumpărat un război mic de țesut și toate materialele necesare. Femeile, care au în jur de 40 de ani, nu au avut ocazia până acum să țese, însă acum o pot face. Sunt interesate, nu baș într-un număr cum ar fi trebuit, dar totuși este 3-4 care pentru început vin și învață, dar după aceea eu sper că o să fie interesate și mai multe și o să vină să învețe. Dar vrem să punem accentul și la școală, cu fetele care termină clasa 7-a, 8-a, dar aia în vacanță, că nu au obligații, sau poate mai înainte, în vreo sâmbătă, când sunt libere, să vină să învețe. Pentru a însuși elementele de bază, femeile au avut și cursuri. Pentru început a fost cu noi doamna Viorica Magda de la Iecica, care ne-a și îndrumat de unde să cumpărăm războiul și cum să lucră, a venit aici la noi, ne-a explicat cum se montează, cum se lucrează, așa că nu ni lucruri necunoscut, fiindcă l-au țesut mult și femeile mai în vârstă știu să țesă, dar ăsta este un alt tip de război mai mic, însă am înțeles la repezeală și așa că am putut să lucrăm. Avem și un război mai mare la care pe parcurs o să trecem după ce se învață la ăsta să se lucreze. Pe data de 18 mai, bunicuțele vor organiza o nouă ediție a manifestării Mândrui Portul Românesc. Speră că și anul acesta se va prezenta un număr mare de asociații.